Chemarea lui Dumnezeu e blândă, iar sufletul o recunoaște. Să ne lăsăm sufletul să se odihnească pe paginile acestei cărți. Puterea Sfântului Nectarie e puterea lui Dumnezeu înduplecat de rugăciunile necontenite ale Sfântului să vindece, să aline, să liniștească. Minunile apar în viața noastră când conștientizăm valoarea sufletului. Facem parte din lumea văzută cu corpul nostru și din lumea nevăzută cu sufletul nostru. Părintele Nectarie ne vorbește despre libertatea omului, care, deși este supusă legii lui Dumnezeu, nu este limitată, pentru că fiind dumnezeiască, este infinită, iar infinitul nu numai că nu o limitează, ci o extinde și o sporește. Omul cu adevărat liber moral îl poate recunoaște pe Dumnezeu, inima sa simte și îl poate imita în bunătate. De multe ori ne gândim la liberul arbitru, de foarte multe ori. Putem alege orice în viața asta, orice cale. Părintele Nectarie spune, Hristos nu influențează liberul arbitru al omului, ci îl invită să ia parte activă la mântuirea sa. Noi, oamenii, avem multe amăgiri din cauza iubirii pe care o avem față de bunurile materiale. Știu că asta ne face vulnerabili și ne slăbește puterea sufletului. Învățărintele părintelui Nectarie sunt balsam pentru noi în vremurile astea, pentru că el ne reamintește ce înseamnă creștinismul, coexistența cunoștinței cu fapta, adică cunoștința legii lui Dumnezeu și păzirea acesteia. Sufletul are multe taine, noi toți avem nevoie de vindecare, iar părintele Nectarie ne îndrumă să pătrundem tainele vindecării sufletului. Este o carte pe care s-o luați cu voi oriunde, pentru că ne învață despre libertate și despre cum omul, în râvna căutării binelui, se înșală și face păcate. Dați-i lui Dumnezeu toată inima voastră, ca să rămâneți în dragoste. Rămâneți în dragostea Sfântului Nectarie. Un dar pentru suflet în așteptarea sărbătorilor pascale, o carte de care avem nevoie pentru a ne liniști sufletul și pentru a așeza la temelia vieții noastre credința, speranța și iubirea. O carte pentru toți cei care au nevoie de sprijin, vindecare și alinare.